Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat faptul că salariul minim pe economie va crește din nou. De la 1 ianuarie 2023, acesta a crescut cu peste 400 de lei, dar guvernanții au recunoscut că mai este nevoie de o mărire în acest sens. Acest lucru nu se poate întâmpla foarte curând, deoarece țara noastră trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Marius Budăi, ministrul Muncii, a anunțat că se discută în permanență despre o nouă majorare a salariului minim pe economie și cel mai probabil aceasta se va face de anul viitor. Cu toate acestea, ministrul a evitat să ofere o dată exactă, spunând că nu vrea să greșească și să inducă pe nimeni în eroare. Marius Budăi a fost întrebat dacă până la mijlocul anului salariul minim ar putea ajunge la 3.500 de lei sau dacă din luna ianuarie anului 2024 va ajunge la 4.000 de lei. Ministrul a precizat că situația economică actuală nu permite luarea unor decizii în acest moment, dar se iau în calcul mai multe variante pentru viitor. De asemenea, acesta a mai menționat faptul că majorarea salariului minim cu 450 de lei a fost un salt mare, iar 200 de lei nu sunt taxați de către stat, dar acest lucru nu înseamnă că o nouă majorare va avea loc prea curând, deoarece nu se poate. Eu o să mă feresc să dau cifre și informații care nu sunt clare, discutate îndelung în coaliție și cu partenerii sociali, pentru că nu este corect. Însă discuțiile sunt pentru a avea o nouă creștere a salariului minim, fie la început de an, fie vedem când. Dar să avem o predictibilitate pentru mediul de afaceri, dar și ținând cont de puterea de cumpărare a celor care lucrează pe salariul minim. A precizat Marius Budăi. Relatează canalde.ro.